Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Roagă-L pe Dumnezeu să te folosească. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 14. Lidia, despre care e vorba, nu era preot sau predicator, ci o femeie de afaceri care a fost câștigată pentru Hristos prin lucrarea apostolului Pavel. Drept consecință, casa ei a devenit prima clădire de biserică menționată în Scriptură în care se adunau credincioșii. Renunță la ideea că numai preoții sau predicatorii vorbesc oamenilor despre Dumnezeu. Din cele 168 de ore ale unei săptămâni, preoții sau predicatorii reușesc să le vorbească oamenilor numai 5-6 ore. Cine va vorbi pentru Domnul în cele 162 de ore care au mai rămas? India are peste 1 miliard de locuitori și acolo există o istorie interesantă despre modul în care Evanghelia a ajuns pentru prima oară în regiunea Telugu. Nu s-a întâmplat printr-un predicator, ci printr-un inginer constructor pe nume John Clough, care s-a oferit să meargă pentru a ajuta o misiune nou înființată. Cei din comitetul misiunii au avut îndoieli, întrucât el nu absolvise vreo școală biblică, însă i-au admirat zelul, așa că au autorizat călătoria. În timpul unei lungi perioade de foamete, Clough a supravegheat săpăturile pentru canalul Buckingham. Postul pe care îl ocupa i-a dat posibilitatea să angajeze mii de oameni flămânzi, iar aceștia au putut câștiga un salariu ca să-și cumpere hrană. Dar ceva mult mai important s-a întâmplat. În acele condiții, Dumnezeu a deschis inimile mulțimilor ca să primească cuvântul lui Dumnezeu, auzit de ei pentru prima dată. Iar astăzi, biserica înflorește în India. Dumnezeu spune: hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Isaia, capitolul 46, versetul 10. Dumnezeu are deja un plan, dar el este în căutarea unor lucrători care sunt dispuși să ajute la împlinirea lui. Și tu poți fi unul dintre ei.